Podețul peste Teslui asigura accesul la 20 de gospodării. Construcția era mai veche de două decenii, însă, spun oamenii, putea fi străbătută chiar și cu mașina. În urmă cu 7 ani, când Apele Române au început lucrările de regularizare a râului, albia Tesluiului s-a mărit, iar podețul a devenit instabil. Ploaia și vijelia de noaptea trecută l-au distrus aproape în întregime. Azi noapte apa a depășit nivelul podului, a luat traversele, jumătate din ele au fost luate de apă și sunt pe undeva pe la Ghercești. Le-au găsit cei de la Apele Române. Când vine apa, nu avem altă soluție decât să trecem pe aici, pe jos, peste acest pod și, efectiv, nu avem pe unde să trecem. De fiecare dată așa a fost, aceleași probleme. Nu s-a făcut până acum absolut nimic. Toți care convin să uită și pleacă, lasă că vă facem podul. Copii, băieții ăștia sunt niște băieți tineri. Au făcut și ei, vrea și ei să-și aducă piatră, să-și aducă și ei pământ. Pe unde să treci? Pe sus, cu avionul, pe unde să treci? Acum problema este și cu recoltatul cerealelor. Oamenii trebuie să-și aducă acasă cereale din câmp. Tot o să aici, fie, da, o să fie foarte greu. Autoritățile locale din Mischii se plâng că nu au bani să refacă podețul și că acesta ar fi trebuit construit corespunzător odată cu regularizarea râului. Reprezentanții Apelor Române Jiu susțin însă că refacerea căii de acces este responsabilitatea primăriei. Cel puțin 3 miliarde un pod pe care să poată circula. De când sunt primar, din 2008, am tot cerut bani pentru acest pod, că știam că așa o să se întâmple. Din păcate, mereu vin autoritățile, Direcția Apelor, ISU, Prefectura, vin, văd, ne promit sprijin, pleacă, eu rămân cu oamenii. Drumurile locale și căile de traversare ale acestora sunt în administrarea primăriilor locale și acestea nu mai pot fi incluse în cadrul proiectelor de regularizare a curselor de apă. Drept urmare, refacerea acestui podes sau crearea unui pod îi revine primăriei comunei Mischii. Până când autoritățile vor construi un pod, localnicii sunt nevoiți să meargă doar pe jos.